Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Domnului nostru Iisus Hristos și dragostea lui Dumnezeu Tatăl și împărtășirea Duhului Sfânt să fie cu voi toți. Dacă bobul de grâu care cade în pământ moare, aduce mult rod. Iubiți credincioși, aceasta este imaginea care predomină liturgia cuvântului din această a cincea duminică din postul mare. După cum observăm, crucea este acoperită. Conform unei tradiții din duminica aceasta, crucile sunt acoperite, sunt ascunse privirilor noastre pentru a ni se dezvălui din nou cu măreție în Vinerea Mare, când suntem chemați să adorăm Sfânta Cruce, să ne plecăm genunchiul în fața acestui instrument al mântuirii noastre, în fața lui Hristos, bobul de grâu căzut în pământ, care a murit spre a duce mult rod. Ne dispunem sufletele la începutul acestei sfinte liturghii, cerând iertare lui Dumnezeu pentru toate păcatele noastre, ca să participăm cu vrednicie la Sfintele Taine. Mărturisesc lui Dumnezeu Atotputernicul și vouă, fraților, că am păcătuit prea mult cu gândul, cuvântul, fapta și omisiunea, din prea mare vina mea. De aceea rog pe Sfânta Maria, pururea Fecioară, pe toți îngerii și sfinții și pe voi, fraților, ca să vă rugați pentru mine la Domnul Dumnezeul nostru. Miluiască-se de noi Atotputernicul Dumnezeu și iertându-ne păcatele să ne ducă la viața cea veșnică. Să ne rugăm!
Te rugăm, Doamne, ca ajutați de Tine să trăim și noi în dragostea care L-a făcut pe Fiul Tău să-și dea viața din iubire pentru lume. Prin Domnul nostru Iisus Hristos, Fiul Tău, care fiind Dumnezeu împreună cu Tine, viețuiește și domnește în unire cu Duhul Sfânt în toți vecii vecilor. Citire din cartea profetului Ieremia. Domnul spune: Iată, vin zile, oracolul Domnului, când voi încheia cu casa lui Israel și cu casa lui Iuda o alianță nouă. Nu ca alianța pe care am încheiat-o cu părinții lor, în ziua când i-am luat de mână și i-am scos din țara Egiptului, alianța mea pe care ei au rupt-o, deși eu stăpâneam peste ei, oracolul Domnului. Aceasta este alianța pe care o voi încheia cu casa lui Israel după zilele acelea, oracolul Domnului. Voi pune legea mea în lăuntrul lor și în inima lor o voi scrie. Eu voi fi Dumnezeul lor, iar ei vor fi poporul meu. Nimeni nu-l va mai învăța pe aproapele său și nimeni pe fratele său zicând: Cunoaște-l pe Domnul, pentru că toți mă vor cunoaște, de la cel mai mic până la cel mai mare, oracolul Domnului. Căci eu le voi ierta nelegiuirile și de păcatele lor nu-mi voi mai aduce aminte. Cuvântul Domnului. Mulțumim lui Dumnezeu. Creează în mine, Dumnezeule, o inimă curată. Marea ta bunătate și după mulțimea îndurărilor tale șterge fără de legea mea. Spală-mă cu desăvârșirea de nelegirea mea și curăță-mă de păcatul meu. Statornic înnoiește înăuntrul meu. Nu mă alunga de la fața ta și Duhul tău sfânt nu lua de la mine. Atunci voi învăța pe cei fără de lege căile tale și cei păcătoși la tine se vor întoarce. Citire din scrisoarea către evrei. Fraților, în zilele vieții sale pământești, Hristos a oferit cu strigăte puternice și cu lacrimi rugăciuni și cereri către acela care avea puterea să-l salveze de la moarte și a fost ascultat datorită evlaviei lui. Și, deși era fiu, a învățat ascultarea din cele ce a pătimit, iar după ce a fost făcut desăvârșit, a devenit cauză de mântuire veșnică pentru toți cei care ascultă de ei. Cuvântul Domnului. Mulțumim lui Dumnezeu. Să fie în partea și în tale, ca să nu zici timp, să nu vine
dorește cineva să mă urmeze, spune Domnul, iar acolo unde sunt eu va fi și cel care mă slujește. Hristos după Sfântul Ioan. În acel timp, printre cei care au urcat să se prosterneze de sărbători, erau unii greci. Aceștia s-au apropiat de Filip, cel care era din Betsaida Galilei, și l-au rugat: Domnule, vrem să-L vedem pe Iisus. Filip s-a dus și a spus lui Andrei, iar Andrei și Filip au venit și au spus lui Iisus. Iisus le-a răspuns: a venit ceasul ca Fiul omului să fie glorificat. Adevăr, adevăr vă spun, dacă bobul de grâu care cade în pământ nu moare, rămâne singur, însă dacă moare, aduce rod mult. Cine își iubește viața, o va pierde. Cine își urăște viața în lumea aceasta, o păstrează pentru viața veșnică. Dacă îmi slujește cineva să mă urmeze, iar acolo unde sunt eu, va fi și cel care mă slujește. Dacă îmi slujește cineva, Tatăl îl va cinsti. Acum, sufletul meu este tulburat și ce să spun? Tată, salvează-mă de ceasul acesta? Însă tocmai pentru aceasta am ajuns la ceasul acesta. Tată, glorifică numele Tău. Atunci a venit o voce din cer: L-am glorificat și iarăși îl voi glorifica. Mulțimea care stătea acolo și care auzise, spunea că a fost un tunet. Alții ziceau: un înger i-a vorbit. Iisus a răspuns: nu pentru mine a răsunat vocea aceasta, ci pentru voi. Acum are loc judecata acestei lumi. Acum conducătorul acestei lumi va fi aruncat afară. Iar eu, când voi fi înălțat de la pământ, îi voi atrage pe toți la mine. Spunea aceasta arătând de ce moarte avea să moară. Cuvântul Domnului. Dacă bobul de grâu care cade în pământ nu moare, rămâne singur. Dar dacă moare, aduce rod mult. Lăudat să fie Iisus Hristos! Preacucernice Părinte Paroh, Părinte Paul, preacucernici părinți concelebranți, iubiți credincioși, dragi tineri și copii prezenți la Sfânta Liturghie, ne aflăm în Duminica a cincea Apostolului Mare. Puțin timp ne mai desparte de sărbătoarea Paștelui, de Învierea Domnului. Și am putea numi această duminică, cea de-a cincea duminică Apostolului Mare, Duminica Curiozității. Avem multe curiozități, iubiți credincioși, cred că fiecare dintre noi. În fiecare zi poate avem o curiozitate cu privire la un lucru, la o persoană, la o informație. Iar astăzi vedem în Evanghelie un grup de greci care au curiozitatea de a-L vedea pe Iisus Hristos. Ei nu se mulțumesc doar din auzite, să-L cunoască din auzite, pentru că auzeau de El,
Vroiau să-l vadă, vroiau să-l întâlnească, aveau această curiozitate. Și merg la Filip și îl roagă să-i ducă la Iisus. Curiozitatea probabil a fost motivul care i-a determinat pe greci să-l întâlnească pe Iisus, să-l vadă pe Iisus. Privind la acești greci din Evanghelie, am putea să ne întrebăm fiecare în inima noastră, în conștiința noastră, dacă noi suntem curioși de Dumnezeu. Da, probabil sună un pic forțat această exprimare, dar da, noi suntem curioși de Dumnezeu sau ne mulțumim doar cu câteva informații pe care le știm? Poate de la catehism, atunci când am primit mirul sau Sfânta Euharistie, de la o predică ocazională pe care o ascultăm atunci când venim la biserică, oare este de ajuns? Ne mulțumim cu acest lucru și spunem, da, îl cunosc pe Iisus? E bine, nu este de ajuns. Suntem invitați să dezvoltăm o relație personală cu Iisus Hristos. Adică suntem invitați să-L întâlnim, să-L vedem, nu să ne rezumăm doar la câteva informații despre El. Și cum am putea face acest lucru? Ei bine, împărtășind viața noastră cu a Mântuitorului, cu a lui Iisus Hristos. Iisus în Evanghelie compară viața sa cu un grăunte de muștar și spune că acest, cu un grăunte de grâu, cu un bob de grâu, și spune că acest bob de grâu, dacă nu cade în pământ și nu moare, nu aduce rod. Astfel ne invită pe fiecare dintre noi să fim asemenea bobului de grâu. Să privim la acest bob și să ne însușim viața noastră în comparație cu acest bob. E simplu de spus acest lucru. Dar ce înseamnă de fapt în zilele noastre să devenim un bob de grâu? În primul rând, un bob de grâu nu este ca o frunză în vânt care cade purtată de vânt și ajunge unde o fi. Un bob de grâu trebuie să fie într-un pământ bun, să prindă rădăcini pentru a putea crește. Iar pentru noi, în viața noastră de credință, dacă vrem să fim asemenea unui bob de grâu, trebuie să prindem rădăcini în cuvântul lui Dumnezeu și în Sfânta Euharistie. Bobul de grâu trebuie să moară, pentru că dacă nu moare, nu aduce rod. Iar Iisus Hristos spune așa, cine își iubește viața, o va pierde. Însă cine își urăște viața, o câștigă pentru viața veșnică. Ce vrea să spună oare Iisus Hristos cu aceste cuvinte? Par destul de dure. Aparent ne spune că ar trebui să ne urăm viața. Însă nu este așa. Pentru că viața este darul lui Dumnezeu. Așadar, Iisus Hristos nu cere acest lucru, ci cu alte cuvinte, Iisus Hristos vrea să spună că omul care nu își chipzuiește viața după voința lui Dumnezeu, după poruncile lui Dumnezeu și trăiește în această viață ca și cum totul s-a terminat aici, pe pământ, ca și cum dincolo n-ar mai fi nimic. Și face păcate. Păcate pe care apoi le motivează, îmi iubesc viața, îmi trăiesc viața. Iar astăzi, în zilele noastre, de câte ori nu auzim poate mesaje care încurajează acest lucru? Omule, bea, mănâncă, simte-te bine, că doar o viață ai.
ești trecător. E bine, oare aceasta înseamnă a iubi viața? A profita de viață? O viață care nu este îndreptată spre Dumnezeu și spre realitățile cerești, este o viață pierdută. Acest lucru vrea să spună Iisus Hristos. Trebuie să avem mereu viața noastră îndreptată spre Dumnezeu. Apoi, un bob de grâu este mic. Cred că fiecare dintre noi am văzut cum arată un bob de grâu. Iar aparent nu are nicio importanță. Dar atunci când acel bob este în spic, împreună cu celelalte boabe, dobândește o importanță mare. Ce vreau să zic cu acest lucru? Există posibilitatea ca noi să credem că suntem mici, chiar și în biserică, și să spunem, nu este treaba noastră, noi ne mulțumim cu locul nostru acolo unde suntem, poate este treaba episcopului, a preoților, a celor care se ocupă de biserică, noi suntem mici, nu avem importanță. Însă nu este așa. Cu o inimă curată și umilă, fiecare dintre noi trebuie să rămânem uniți în același spic. Spic care este biserica. Iar astfel uniți, vom reuși să devenim o binecuvântare pentru toți cei din jurul nostru. Un bob de grâu nu este creat la întâmplare. Repet acest lucru. Un bob de grâu nu este creat la întâmplare. Dumnezeu îl creează ca să devină împreună cu celelalte boabe pâine. Pâine care să hrănească pe om. Așadar, nici unul dintre noi cei prezenți acum în această biserică nu suntem creați la întâmplare. Suntem creați ca împreună fiecare dintre noi să formăm o pâine, o pâine care să hrănească pe ceilalți din jurul nostru la nivelul spiritual. Și poate mă veți întreba, cum să hrănim noi la nivelul spiritual pe cei din jurul nostru? Să oferim speranță, poate printr-un simplu zâmbet, celui de lângă noi care crede că viața nu mai are sens. Să reușim să ne bucurăm pentru reușitele celorlalți. Ba chiar mai mult, noi să devenim o bucurie pentru cei din jurul nostru. Să iubim pe toți cei din jurul nostru necondiționat. Adică nu pentru sau dacă, ci pur și simplu a iubi. Astăzi, și eu, și tu, și fiecare dintre noi suntem chemați să devenim asemenea unui bob de grâu, prin renunțarea noastră la păcate, la plăcerile acestei lumi, cu alte cuvinte, prin a muri pentru această lume, să devenim hrană pentru ceilalți și astfel să fim părtași la viața mântuitoare a lui Iisus Hristos, ajungând împreună cu El la sărbătoarea învierii, la viața adevărată. Spuneam la început că am numit această duminică Duminica Curiozității. Îmi doresc, iubiți credincioși, și mă rog ca fiecare dintre noi să devenim curioși de Dumnezeu, să dezvoltăm această curiozitate, să nu ne mulțumim cu puțin, ci să avem o curiozitate care să ne conducă pe fiecare dintre noi la o relație personală cu Domnul, devenind astfel părtași la viața sa mântuitoare, aducând rod asemenea bobului de grâu din Evanghelie.
Amin. Iar acum, împreună, să ne mărturisim credința. Cred într-unul Dumnezeu, Tatăl Atotputernicul, Creatorul Cerului și al Pământului, al tuturor văzutelor și nevăzutelor. Cred într-unul Domn Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, unul născut, care din Tatăl s-a născut mai înainte de toți vecii. Dumnezeu din Dumnezeu, lumină din lumină, Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat, născut iar nu creat, de o ființă cu Tatăl, prin care toate s-au făcut, care pentru noi oamenii și pentru a noastră mântuire s-a coborât din ceruri, s-a întrupat de la Duhul Sfânt, din Maria Fecioară și s-a făcut om. S-a răstignit pentru noi sub Ponțiu Pilat, a pătimit și s-a îngropat. A înviat a treia zi după Scripturi și s-a suit la ceruri. Șade la dreapta Tatălui și iarăși va veni cu mărire să judece pe cei vii și pe cei morți, a cărui împărăție nu va avea sfârșit. Cred în Duhul Sfânt, Domnul și de viață Dătătorul, care de la Tatăl și de la Fiul purcede, care împreună cu Tatăl și cu Fiul este adorat și preamărit și a grăit prin proroci. Cred în una sfântă, catolică și apostolică biserică, mărturisesc un botez spre iertarea păcatelor, aștept învierea morților și viața veacului ce va veni. Amin. Fraților preiubiți, având siguranța că suntem iubiți de Tatăl, să ne unim sufletele și glasurile noastre în rugăciune și să ne adresăm Domnului știind că vom fi ascultați. Să ne rugăm împreună spunând: Dumnezeule, viața și învierea noastră, ascultă-ne! Dumnezeule, viața și învierea noastră, ascultă-ne! Pentru ca după exemplul lui Hristos, toți slujitorii bisericii să se dedice numai pentru slujirea oamenilor, să ne rugăm! Dumnezeule, viața și învierea noastră, ascultă-ne! Pentru ca părinții și nașii care îi vor însoți și asista pe copii la primirea sacramentului botezului să fie educatori autentici și modele de credință, să ne rugăm! Dumnezeule, viața și învierea noastră, ascultă-ne! Pentru ca aceia care se află în stare de păcat prin primirea solidară a bisericii să găsească încredere în milostivirea lui Dumnezeu, să ne rugăm! Dumnezeule, viața și învierea noastră, ascultă-ne! Pentru ca iubirea noastră față de Dumnezeu să crească și să ne determine la o angajare fraternă, tot mai convinsă și activă, să ne rugăm! Dumnezeule, viața și învierea noastră, ascultă-ne! Pentru ca susținuți de Duh, cei care suferă din cauza nedreptății, să aibă siguranța că Iisus își continuă lucrarea sa în lume, preferându-i și acum pe cei săraci și umili. Să ne rugăm! Dumnezeule, viața și învierea noastră, ascultă-ne! Pentru ca toți credincioșii răposați să devină părtași ai învierii de apoi, prin credința pe care au avut-o în Hristos înviat din morți. Să ne rugăm!
Dumnezeule, viața și învierea noastră, ascultă-ne! Dumnezeule, Părintele nostru, în timpul postului mare, Tu ne oferi încă o dată un timp favorabil pentru recuperarea adevăratului sens al vieții și ne împaci cu Tine și cu frații noștri. Dă-ne harul ca toți împreună, pe urmele lui Iisus, să înaintăm zi de zi spre bucuria învierii prin Hristos, Domnul nostru. Rugați-vă, fraților, pentru ca jertfa mea și a voastră să-i fie plăcută lui Dumnezeu, Tatăl Atotputernicul. Ascultă, Dumnezeule Atotputernic, ascultă-ne pe noi, slujitorii Tăi, pe care ne-ai hrănit cu învățătura credinței creștine, și purifică-ne, te rugăm, prin puterea acestei jertfe, prin Hristos, Domnul nostru. Domnul să fie cu voi. Să-i mulțumim Domnului Dumnezeului nostru. Adevărat vrednic și drept de cuvință și mântuitor lucru este să-ți aducem mulțumiri pururea și în tot locul. Ție, Doamne, Părinte Sfânt, atotputernic, veșnic Dumnezeu, căci prin suferința Fiului Tău, aducătoare de mântuire, Universul a ajuns la cunoașterea maestății Tale, vrednice de închinare, deoarece negrăita puterea crucii ne vestește judecata lumii
și biruința glorioasă a celui răstignit. Pentru aceasta și noi, Doamne, cu îngerii și cu toți sfinții, îți aducem cântarea noastră de laudă, zicând cu bucurie. Ești cu adevărat, Doamne, și pe bună dreptate te laudă toată făptura, căci prin Fiul Tău, Domnul nostru Iisus Hristos, și prin lucrarea Duhului Sfânt, însuflețești și sfințești întregul univers și fără încetare aduni poporul Tău, pentru ca de la răsăritul soarelui până la apus să-i se aducă în numelui Tău jertfă curată. De aceea, Doamne, te rugăm cu umilință să sfințești prin Duhul Tău darurile pe care ți le oferim, pentru ca ele să devină trupul și sângele Fiului Tău, Domnul nostru Iisus Hristos, din a cărui poruncă celebrăm aceste taine. Căci El, în noaptea în care era vândut, a luat pâinea și, mulțumindu-ți, a binecuvântat-o, a frânt-o și a dat-o ucenicilor Săi, zicând: luați și mâncați din aceasta toți, acesta este trupul meu care se jertfește pentru voi. De asemenea, după cină, luând potirul și mulțumindu-ți, l-a binecuvântat și l-a dat ucenicilor Săi, zicând: luați și beți din acesta toți. Acesta este potirul sângelui meu, al noului și veșnicului legământ, care pentru voi și pentru mulți se varsă spre iertarea păcatelor. Faceți aceasta în amintirea mea. Misterul credinței. Celebrând așadar, Doamne, pătimirea aducătoare de mântuire a Fiului Tău,
precum și minunata Lui înviere din morți și înălțare la cer, și așteptând a doua Lui venire, îți oferim cu mulțumire această jertfă vie și sfântă. Te rugăm, privește cu bunătate la darul bisericii tale și, recunoscând în el jertfa prin care ne-ai împăcat cu tine, dă-ne nouă celor care ne hrănim cu trupul și sângele Fiului tău harul, ca din plinătatea Duhului Sfânt să devenim un singur trup și un singur suflet în Hristos. Duhul Sfânt să facă din noi un prinos veșnic ca să dobândim moștenirea cerească împreună cu aleșii tăi, mai întâi cu prea fericita Fecioară născătoare de Dumnezeu, Maria, cu Sfântul Iosif, soțul ei, cu fericiții apostoli și slăviții martiri și cu toți sfinții, prin a căror mijlocire sperăm să fim întotdeauna ajutați de Tine. Te rugăm, Doamne, ca această jertfă a împăcării noastre să fie spre pacea și mântuirea lumii întregi. Binevoiește întări în credință și dragoste biserica ta peregrină pe acest pământ, împreună cu slujitorii tăi, Papa nostru Francisc și episcopul nostru Iosif, cu toți episcopii, cu întregul cler și cu tot poporul pe care ți l-a dobândit Fiul tău. Ascultă, Doamne, cu îndurare rugăciunile acestei familii pe care ai adunat-o în fața ta. Întoarce la Tine, Părinte milostiv, și pe toți fiii Tăi risipiți spre tutindeni, pe frații noștri răposați și pe toți drepții care au trecut din această lume. Primește-i cu bunătate în împărăția Ta cerească, unde nădăjduim să ne bucurăm și noi de-a pururi de mărirea Ta, împreună cu ei, prin Hristos, Domnul nostru, prin care Tu dăruiești lumii tot binele. Prin Hristos, cu Hristos și în Hristos, ție, Dumnezeule, Tată atotputernic, în unire cu Duhul Sfânt, toată cinstea și mărirea în toți vecii vecilor. Conștienți că împreună formăm marea familie a fiilor, a copiilor lui Dumnezeu, să ne adresăm acum Tatălui Ceresc cu rugăciunea pe care însuși Mântuitorul ne-a învățat-o. Tatăl nostru, care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne mântuiește de cel rău. Mântuiește-ne, Te rugăm, Doamne, de toate relele și binevoiește a da pacea în zilele noastre, pentru că ajutați de milostivirea Ta să fim pururea liberi de păcat și feriți de orice tulburare, așteptând speranța fericită și venirea Mântuitorului nostru, Iisus Hristos. Doamne Iisuse Hristoase, care le-ai zis apostolilor Tăi, pace vă las vouă, pacea mea o dau vouă, nu privi la păcatele noastre, ci la credința bisericii Tale, și binevoiește ai dărui pacea și unirea după voința Ta, care viețuiești și domnești în vecii vecilor. Amin. Pacea Domnului să fie pururea cu voi. Dăruiți-vă pacea. Oh,
Iată mielul lui Dumnezeu, iată-l pe acela care ia asupra sa păcatele lumii. Fericiți cei chemați la ospățul mielului. Doamne, nu sunt vrednic să intri sub acoperământul meu, dar spune numai un cuvânt și se va tămădui sufletul meu. Trupul lui Hristos. Iisuse, te cred de față în preasfântul sacrament al altarului. Te iubesc din toată inima și doresc să vii în sărmanul meu suflet, umilit și plin de căință. Știu că sunt nevrednic de un asemenea favor, dar mă încred în bunătatea ta. Dragostea ta față de suflete te va aduce și în inima mea, pentru ca să rămâi în mine și eu în tine. Maică preasfântă, dă-mi inima ta neprihănită pentru a-l găzdui pe oaspetele meu divin. Te îmbrățișez, iubitul meu mântuitor, și mă dăruiesc cu totul ție. Dă-mi numai dragostea ta și fă-mă statornic, pentru ca niciodată să nu te părăsesc, ci să împlinesc întotdeauna voința ta. Thank you.
Să ne rugăm. Te rugăm, Dumnezeule atotputernic, să ne dai harul de a fi pururi mădulare vie ale Fiului Tău, cu al cărui trup și sânge ne împărtășim, El care viețuiește și domnește în vecii vecilor. Amin. Domnul să fie cu voi. Binecuvântează, Doamne, poporul Tău care așteaptă darul îndurării Tale și fă să primească din dărnicia Ta ceea ce dorește, inspirat fiind de Tine, prin Hristos, Domnul nostru. Amin. Să vă binecuvânteze atotputernicul Dumnezeu, Tatăl și Fiul și Sfântul Duh. Liturghia s-a sfârșit, mergeți-ne pace. Mulțumim Dumnezeu. Îngerul Domnului a vestit Mariei. Bucură-te, Marie, cea plină de har, Domnul este cu tine. Binecuvântată ești tu între femei și binecuvântat este rodul trupului tău, Iisus. Iată roaba Domnului. Bucură-te, Marie, cea plină de har, Domnul este cu tine. Binecuvântată ești tu între femei și binecuvântat este rodul trupului tău, Iisus. Și cuvântul s-a făcut trup. Bucură-te, Marie, cea plină de har, Domnul este cu tine. Binecuvântată ești tu între femei și binecuvântat este rodul trupului tău, Iisus. Roagă-te pentru noi, Sfântă Născătoare de Dumnezeu. Să ne rugăm, te rugăm, Doamne, să reverși harul Tău asupra sufletelor noastre, pentru ca noi, care am cunoscut prin vestirea Îngerului, întruparea lui Hristos, Fiul Tău, să fim duși prin patima și crucea Lui la slava Învierii, în același Hristos, Domnul nostru. Amin. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Îngere al lui Dumnezeu, care ești păzitorul meu, luminează-mă în această zi, păzește-mă, povățuiește-mă și cârmiește-mă pe mine, care-ți sunt încredințat ție, prin mila lui Dumnezeu. Amin. Ne închinăm ție, Hristoase, și te binecuvântăm. Deci, prin Sfânta ta cruce, ne-a răscumpărat lumea. Vă rog să luați loc pentru câteva anunțuri. Joi, 25 martie, avem sărbătoarea Buna Vestire. Desigur, nu este sărbătoare de poruncă, de precept, așadar nu face păcat cel care nu participă la Sfânta Liturghie, dar cu atât mai puțin face păcat cel care participă la Sfânta Liturghie, astfel încât vă invităm să o cinstim împreună pe Maica Domnului pentru daul pe care l-a spus prin Arhanghelul Gabriel planului lui Dumnezeu. Și participând la Sfânta Liturghie ne arătăm această deosebită prețuire a noastră față de Maica Domnului. Programul Sfintelor Liturghii va fi cel obișnuit, dimineață la 6.30 și 7.30 și seara la 18. Tot joia aceasta, 25 martie, Preasfințitul Iosif Păuleț va fi la Suceava, în Biserica Sfântul Ioan Nepomuc, unde va celebra Sfânta Liturghie și va ține cea de-a șasea
și ultima cateheză din postul mare. Ambele momente vor putea fi urmărite pe canalul Hercis YouTube și pe programul Maria TV. Vineri, 26 martie, suntem invitați ca, alături de copiii care o vor pregăti și conduce, să luăm parte la devoțiunea Căii Sfintei Cruci, începând cu ora 17:30. Duminica viitoare este Duminica Floriilor. Programul Sfintelor Liturghii va fi cel obișnuit de duminică, 8, 9 și un sfert, 11, 16 și 18. După liturghia de la ora 16, începând cu ora 17 și 15 minute, de data aceasta tinerii ne invită să luăm parte la Calea Crucii, pe care o vor pregăti și conduce ei. Vă invităm cu drag, iubiți credincioși, să ascultați postul de radio Hercis FM, radioul diecezei noastre, care din 19 martie a început să emită, desigur deocamdată, pe internet. Așadar, acest radio poate fi ascultat pe internet accesând pagina www.hercisfm.ro sau pe orice telefon, smartphone, descărcând de la aceeași adresă aplicația disponibilă atât pentru telefoanele cu sistemul de operare Android, cât și pentru cele de la Apple. Mulțumim Domnului pentru acest pas important, atât de așteptat, făcut pentru a răspândi lumina credinței și cerem ajutorul pe mai departe pentru ca dorința ca acest radio să fie recepționat pe unde FM, pe tot cuprinsul diecezei noastre, să fie cât mai curând realizată. Desigur, acum, prin această posibilitate a internetului, radioul acesta se poate auzi și în Papua Noua Guinee, eu știu ce, în locul cel mai îndepărtat de pe planeta aceasta, unde există o conexiune internet. Mulțumim Domnului că, iată, avem această posibilitate, prin intermediul radioului nostru diecezan, să oferim tuturor credincioșilor un balsam pentru suflet, prin toate programele pe care le prezintă acest radio, pornind de la rugăciuni, meditații, sfinte liturghii, muzică bună și religioasă și populară și, desigur, emisiuni pregătite cu multă competență de persoanele pe diferite specialități. Spunea Părintele Diacon la predică, a intitulat această duminică Duminica Curiozității. Vă invit să aveți această curiozitate, să manevrați telefonul și să descoperiți modalitatea de a avea permanent cu dumneavoastră, oricând veți dori, legătura cu acest post de radio, care se vrea să ofere o hrană spirituală zilnică pentru toți cei de bunăvoință. Mulțumesc Părintelui Diacon Ionuț Minac pentru cuvântul său de învățătură. Mulțumesc părinților concelebranți, Părintele Cristian și Părintele Romeo. Vă mulțumesc tuturor dumneavoastră de aici din catedrală și celor care ați urmărit Sfânta Liturghie pe postul Hercis Media și de asemenea pe postul de radio Hercis FM. Să aveți o săptămână binecuvântată și un post rodnic în continuare. Lăudați să fie Iisus Hristos!